această ediție a Cupei României, obiectivul Astrei Giurgiu este acela de a ajunge în finală sau cel puțin de a egala performanța de anul trecut, când giurgiuvenii au ajuns până în semifinale. Astra a avut un parcurs bun până acum și a ajuns în sferturi, unde va întâlni formația Viitorul Constanța. Federația Română de Fotbal a stabilit programul jocurilor din faza sferturilor de finală ale Cupei României. Echipa lui Daniel Isăilă, calificată în această fază a competiției, urmând să evolueze marți 3 decembrie în deplasare cu Viitorul. Iată programul acestei faze a competiției. Marți 3 decembrie, Viitorul Constanța, FC Astra. Miercuri 4 decembrie se vor disputa partidele dintre Petrolul Ploiești și Sporting Clube Savaslui și FC Dinamo Pandurii Târgu Jiu. Joi pe 5 decembrie va avea loc partida dintre Steaua București și Oțelul Galați. În ediția precedentă a cupei, Astra Giurgiu a fost la un pas de calificarea în marea finală. Albi-negri au fost eliminați de CFR Cluj după 0-0 în deplasare și 0-2 pe teren propriu.